Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar a primit 81 de cereri din partea ieșenilor pentru a obține clarificări și explicații din partea băncilor și IFN-urilor. Efectele crizei sanitare și deciziile de amânare la plata a ratelor au făcut ca apetitul băncilor și IFN-urilor pentru negociere să se diminueze până la nivelul înregistrat în 2018. Oamenii vor să fie respectați de bănci, vor să primească explicații cu privire la propriile contracte și cred că acest lucru reprezintă un mare pas înainte pentru îmbunătățirea serviciilor financiar bancare. Practic, consumatorii forțează băncile să-și îmbunătățească serviciile, să se digitalizeze, să instruiască personalul pentru îmbunătățirea relației cu clienții băncii.